Și aici, când de câte ori am intrat în studio, nu știu cum s-a făcut, că am ajuns la niște discuții... Blur, Andreea, zic. Aici, emisiune, da. Dar nu, asta ai vrut să zic, în studio așa sau în filmări? Da. Nu, în filmări, în filmări. În filmări. Da, păi numai în filmări s-a întâmplat. Da, asta. Probabil că și ea de asta a zis, mă, ce se întâmplă? Și crezând că, la păi, cum se la vede, da, pare că, bă, ăsta afară e ok și când vine aici se... Nu, dar pur și simplu așa au fost subiectele, așa au dus. Păi tocmai la asta m-a referit când am zis de transformare. Culmea, și spui și de ce? Pentru că acum vreo 4-5 gale, ții minte când se nervase foarte tare Gabi pe tine și se zis la un moment dat că o să ține el de capul tău și cât o să stai el aici, nu știu ce, nu știu cum. Da. Știi ce zic, în gală. Și în timpul galei m-am nimerit cu el la toaletă și i-am zis, bă, te rog frumos, mergi și ceri scuze și schimbă tațiunea dacă n-ai de ce. Că e femeie, tu ești bărbat. Înțelegi? Asta vreau să zic. Dacă eu îi... Tu începuse și el continuase. Corect, da, el a dus-o la extrem. Că se ține de capul tău, că se face, că se dege. Și am zis, bă, nu e ok, că e femeie, tu ești bărbat, nu. Probabil a considerat că dacă se bagă și te ajută, o să se creeze mare conflict. Dați-i zi pe mustață lui ăla. În fine, eu nu mi-am cerut de seama niciodată. Mi-am dus discuțiile singur. În fine. Și asta zic, dacă eu l-am încurajat pe el să-și ceară scuze, să schimbe atitudinea, dai seama că și eu am cap la masă, dar așa s-au nimerit subiectele. Dar mai bine altcumva, ducă... Marius. Ela, crezi că are ceva personal cu tine sau... Păi nu știu, dacă ar avea ceva personal cu mine, l-aș ruga să-mi spună tot aici. Nu, părerea ta, în urma la tot ce se întâmplă. Dacă tu crezi. Dacă da, nu... ceva am crezut, bă, omul ăsta, nu știu ce se întâmplă cu el. Da, în momentul de față. Păi, și bun, Ela, uite, cum o zici, Marius, te-ai gândit vreodată la situația asta? Bă, de ce afară e ca lumea? Cum ar veni ca lumea? Cum e poate vorbi? Și aici... Da, logic, mi-am pus întrebarea asta. Vezi, dacă te-ai gândit tu și el. Da, am spus eu înainte să te întrebe pe tine. Ca asta s-o gândit și el, și. Am zis că, bă, e probabil că ea se gândește că ăsta are ceva cu mine. Nu, nu am. Păi da, nu, am nu și... mai eu, probabil... Nu, vorbesc despre tine, nu mai să-ți de da, persoană. Da, da, am gândit-o. Și mi-aș dori să închem chestia asta, pentru că chiar nu am și nu vreau să se creadă că am, că nu sper am. Să nu ai. Dacă ai aveam, ceva, hai să vorbim aici și să dacă aveam, la cum mă știi tu pe mine, ți-o spuneam. Și când, ori, măcar când eram nervos, tot o spuneam. Tocmai când au fost... Mă rog, acele acuzații sau mă rog, legate de băieți, așa mai departe. Nu, mă așteptam probabil la oricare alt băiat din casă, dar nu la tine, pentru că consider că la un moment dat am fost cât se poate de apropiat. De apropiați, corect. A fost o legătură frumoasă. Cum tu ai avut dezamăgirea asta față de mine și eu am avut o față de tine la faza cu Andreea, nu trebuie să fie la fel chestiile în balanță și când le pui. Ideea e că și tu ai fost deranjată și eu am fost deranjat. Înțelegi? Nu mai contează că unul a zis mai mult. Din punctul meu de vedere, n-ar trebui să mai conteze, că s-au spus lucruri de ambele părți și da, am fost supărați amândoi. Pe mine nu m-a deranjat că tu ai spus lucrurile, mai ales că la se știa, era pe internet. M-a deranjat faptul că femeia a jurat în fața ta la modul în care a jurat și că tu ai zis după emisiune ok, ai dreptate, nu știu ce și la un moment iar ai luat-o de la... Și am jurat, Marius. Păi da, dar tu oarecum ai dat de înțeles după emisiune da, că... Una dintre noi a jurat strâmb. Dacă eu am jurat strâmb, este cineva. Da, dacă jur așa, eu jur că am văzut. Asta e ce crezi tu în capul tău, deci băi, noi nu jurăm în fals. Da, vă mai dar eu nu acuz pe ăla că s-a jurat fals, Bianca. Nu, eu zic că a zis ea. De acord, dar eu nu spun că el a jurat fals. Nu, mă, eu zic la ce a spus ea, că una dintre noi a jurat fals. Da, corect, corect, corect. Eu n-am jurat niciuna fals, că fiecare... Corect. Dar Piri a jurat că niciodată nu s-a făcut cu jador. A jurat pe... Eu ce vrei să... Care are parte de adevăr, logic. Nu, și... Okay. Nu. Și tu ai dat de înțeles că, ok, nu, ai dreptate, am înțeles și l-au mai reluat discuția. Zilele următoare, o săptămână la rând. Na, eu n-am mai reluat. Da. Am reluat altă persoană. Să vezi de la depărtare, să zici, bă, există o semn de întrebare. Eu așa am văzut, dar totuși un semn de întrebare rămâne. Dacă nu s-a pupat. Și atunci am venit cu... Jurământul. E penibil de asta, dar aș avea multe. Nu. Am venit cu jurământul și a spus, eu jur că nu m-am pupat niciodată cu jador. Și ca să vezi că nu... Că mai mult de atât, ce vrei? Ca să înțelegi că de acolo a plecat totul, gândește că înainte nu ți-am zis nimic. Da, mă, adică de dacă discuție. Eu am văzut sau cred ce că s-a pupat careva cu eu mari crede, și că multe persoana e, bă, mă jur că m-am pupat, eu mă retrag. Dar nu o fac. Nu înțeleg. Aleg să nu o fac. Și eu aș putea să atac și eu aș putea să Ela, dar tu ai lansat un am atac am multe atunci. Argumente, dar nu o să... Dar a fost atac ăla atunci, nu lansez, a fost apărare. Fac rău mai mult. A fost un banal pupic, nu cred că destrăma o relație, pentru okay. că nu erați într-o relație, deci mă pot și justifica. Era alta discuție. Când am dat un atac. Nu, eu vorbesc de subiectul respectiv. Păi, ea m-a atacat, eu m-a atacat. Ela mai bine m-a... Oricum ai și atacat, ai zis că m-o... Nu m-a folosit, că s-o juca jador, m-a întins pe aici, ai zis prima dată, da. După că m-a pupat și nu mai știu. Dacă tu mai îmi spuneai ceva, vezi tu că te-o
prins de fund sau știu, orice alte chestii, dar să vii să minți... Nu am mins. Nu știu, ce eu am? Le pun egale... Din punctul tău de vedere a fost o minciune, din punctul meu de... Nu. Cât e ți-a spus eu, cred că tot nu egalează ce minciună da, spus. Da, nu are rost să vorbim. Deci da, nu, Ela, nu, nu asta era ideea, să readuc subiectul și... în discuție. Corect. Te-am spus de unde am intervenit eu. Da? Și dacă stai să te gândești, nu te mint, pentru că înainte de subiectul respectiv, eu nu ți-am făcut nimic. Eu zic așa, Marius, fetele care sunt singure, cred că se pot să discute singure, având în vedere că există o prietenie în spate. Da, da, deja era deranjant să tot audă, te pac cu Jador, te întind Jador, ai făcut aia cu Jador, în condițiile în care știe foarte bine că eu nici pentru el nu m-am jucat niciodată pe mama. Dacă ar fi un caz extrem să mă acuze el de ceva că am fost cu un alt băiat, probabil că da, atunci, ca să creadă, dar eu, până în momentul de față, eu n-am auzit-o să jure niciodată. N-am auzit nici măcar să spună jur. Eu n-am pus-o niciodată să spună jur. Și nu zic eu jur, eu mai mult de promit nu spun. După i-am încheiat-o cu ea și a intervenit tu și am dus un mini război cu tine. Dacă da, din punctul meu de vedere s-a încheiat războiul respectiv, chiar. Pentru că nu am nimic personal cu tine, nu am ce să mai spun. Eu n-am nimic personal cu nimeni, pentru că viața... Nu, era vorba de tine aici și nici cu alții, dacă o să mai fie discuții, o să le avem. Dar nu am nimic și chiar nu te pândesc, nu-ți urmăresc greșelile. Dacă așa a apărut, nu e așa și nu o să mai... Nu o să mai ai tensiune din partea mea. Foarte bine, cred că e cel mai bine așa. Bună ziua! Bună ziua! Ia tricou, că este o altă pisicuță. Bună ziua, ce faceți? Bună ziua! Da, se potrivește. Ce scrie pe el? Stai că nu știu cum să mă așez. Ascundeți, ce ascundeți? Ce acolo? De ce a să nu, vine că în fiecare zi să sorteze, nu? Nu cred. Dar nu prea. Să sortează, ba, un pic verde să poartă anul ăsta, mă. Asta e altă cutiuță. Da, verdele aceea se poartă. Nu e altă cutiuță, e aceeași. E tot aceeași. Aceeași e aceeași. Și o să crați în fiecare... Mai lăsați emoțiile astea. Bine, deschideți. Deschidem. Da, și așa zic. Deschideți. Nu, oricum e tot cum vreți. E tot cum vrea, Andrei, oricum. Hai să deschidem. A, nu! De ce? Eu știu ce să zic, că dau. Fetele au prioritate. Ai câștigat cu fetele mereu. Da, dar suntem cu toții în asta, nu? Știu, da, dar și mai multe. Majoritatea câștigă. Fetițele au prioritate. Hai să vedem ce zic și ei. Ia, hai să facem conexiune. S-a șucat deja. Au leșinat? Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Bine vă stă în galben, doamna Andreea. E un fel de verde, dar merge. Sunteți pregătiți să deschideți? Da! De ce? Da. Deci cred că nu o deschide. Cine a zis nu, mă? Păi nu, cred că nu o deschide. Cine a zis nu? Păi da, spuneți voi. Spuneți da că o deschide. 3 de da! Auzi, Renat. 3, 2, 1 și... Da! Da! Hai, tu ridică! Nu o să deschidă. Ba da. No. Da, eu zic că da. Eu zic că nu. Ba da, nu. Să mai... Eu am aflat deja. Ah. Păi spune-ne și vreau. Cine vrea să facem rochii? Și vreau să aflați și voi... În gală. În gală. Cu ocazia unei zile mai importante. Ah. Ah. Da. În curând... Împlinim un... Va fi... O zi importantă. Plinim un an. Și eu zic că... Nu știu, eu zic să sărbătorim atunci. Un an de când ești aici. De acord. Da. Dar eu știam că nu se deschide. Eu la putere de dragoste la vidim. Un an. Un an de zile. Măcar să avem și motiv de sărbătoare? Mhm. Îmi iau rochea. Da. Vreți, așa? Nu. Haideți să mai așteptăm un pic. Cât mai e? Un pic. Nu. Eu zic altceva, doamna Andreea. Să deschidem acum și să avem alt motiv de sărbătoare atunci. Două motive. Livian, n-ai plecat. Nu, și va... Nu. Nu ți-au ieșit șpăgile? Nimic, doamna Andreea, ba mai mult m-am încurcat. Păi de ce? E aici. Sunt foarte superstițios, s-au întâmplat multe și pe lângă asta vine și ziua Biancăi, m-au încurajat și fetele, adică nu m-au încurajat. Toate fetele. Mi-au făcut sufletul mult mai greu. Ziua mi-a fost în gală. Și a fost foarte grea decizia, dar am rămas. Toată lumea. Și eu, ați avut și dumneavoastră o contribuție, fiindcă am simțit că vorbesc din suflet. Mereu vorbesc din suflet. Da, vă mulțumesc. Știi ce? Eu i-am spus, Andreea, vis-a-vis de ce ai spus tu, i-am zis, nu ți-o spus mult, ți-o spus puțin și bun, exact ceea ce trebuia să auzi. Esențial. Da, chiar dacă, exact lasi, doamna Andreea, chiar dacă las impresia că
le iau ca și cum ar fi niște înțepături sau ceva, să știți că eu iau tot ce e bun. Și îmi ziceți, și chiar îmi ziceți lucruri foarte bune și apreciez. Mă gândesc că doar așa poți înțelege, adică doar dacă da. Te înțep, doar dacă sunt glumeață, deci zice că doar dacă, așa. Așa mă face să mă gândesc, bă, oare cum i-o dat o înțepătură sau nu, și atunci mestec mai bine informația și iau ce e mai bun. Și eu. Și fapt pentru care, mă scuzați că vă întrerup sau așa, din ce vreți să faceți, trebuie să vă dau ceva. Aha. Dezinfectantul. Ce-i zis? Nu? Ar fi frumos. De ce să nu te să intrăm? Ce e acolo? S-a văzut. Nu s-a văzut. Ba da. Ce? Nu-mi da mie banderola ta, că nu, eu nu, mie nu-mi trebuie banderole, eu plec pur și simplu. Doamna Andreea, eu vă dau prima, pe restul de două vedeți sub ea voastră. Mie nu-mi trebuie banderole, Livian. Cum nu, la capitanii trebuie banderole? Îmi aduci un bilet de avion? Îmi aduci noua ordonanță militară? Doamna Andreea, eu vă aduc direct avionul, ce bilet de avion și... Direct avionul. Dezinfectantul. Dezinfectant. Nu știu de la distanță. Cadru frumos. Ah, ce frumos! Ce scrie? Ce scrie? The mom, the mom because I said so. The mom, the mom because I said so. Mm-hmm. Sau. So. So what? Cu... Atâta, vă rog să nu faceți ca și cu mărțișoarele alea. Și au, mi-au fost furate, pe cuvânt. Aia, știu că am auzit. Marius. Andrea. Ai simțit nevoia să o îmbrățișezi pe Andreea? Și am și simțit nevoia și am simțit-o pe ea care are nevoie de de îmbrățișare. De ce? Am simțit-o, era, a fost o conexiune și am simțit-o așa, nu știu, obosită. Adică s-a săturat. Obosită psihic, da. Bine. Și am simțit că are nevoie mai mult oricând. După gală, ce s-a întâmplat între voi? Nimic. N-am vorbit deloc. Ai încercat să te apropii de el? Nu. Am vorbit după gală, da, dar vreau să zic telefonic, nimic. Nu. Am vorbit la gală și de atunci n-am mai vorbit până astăzi. După filmări, după filmări. Am vorbit filmări, da, am vorbit, da. Ai luat în brațe. Asta zic. Da. Te-ai pupat. Nu, nu ne-am pupat. Ai vrut să-l pupi? Nu. Nu? Am vorbit, ne-am luat în brațe și atât. Am înțeles. Ți-ai fi dorit mai mult? Ți-ai fi dorit, nu știu, o împăcare? Probabil, dar nu era ok. Asta, nu ne rezolva problemele. Iar săream, dădeam skip. Okay. Știi, Andreea, ca pe YouTube, dai skip la reclame, așa făceam, dădeam skip la probleme. Probabil, dar nu e ok. Și trebuie să le luăm lucrurile ca atare, trebuie să, nu știu. Și de ce nu vorbiți? Am mai vorbit și astăzi. O să mai vorbim. Promit că o să mai vorbim. Ți-e teamă să te împaci cu Ligi ca să nu se supere Marius? Cred că nu mai vrea nici ea. Și să vrea... Nu! Eu n-am zis că nu vreau. Dar simt că se creează o tensiune din cauza mea între ei. Și atunci aleg să păstrez distanța. E mai bine. Probabil cu timpul o să se mai detestez. Nu cu timpul. Cât mai ține emisiunea, nu. Nu mai vreau. Am fost foarte clar în gală. După emisiune... Dacă o să simtă nevoia să mă caute, sunt deschisă. A fost prea mult. Prea mare ceartă. Marius. Da, Andrei. Au fost multe discuții în gală, din care... Scuze, eram atât de nervos că doar trebuie să mi le reamintești, că în momentul când sunt nervos nu prea rețin. Când ai plecat... Am fost filmați, am vorbit niște lucruri. Ah, ok, da. Mi-amintesc. Aș... Spuneai că dacă ai spune tu adevărul, s-ar schimba multe aici. S-ar schimba foarte multe, corect. Atât de grav este adevărul? Da, este. Întotdeauna adevărul doare, cel mai tare. Și adevărul ăsta este în jurul prieteniei Andrei? Nu. Doar că trebuie să o folosești și să o introduci și pe Andreea în exemplele mele. Și atunci crezi că s-ar supăra? Nu, dar n-aș vrea eu. Să o pun în postaza asta. Mă înțeles că Andreea a mințit foarte mult pentru mine. Foarte mult. Toți am mințit. Asta e strict în viziunea ta. Deloc. Pentru mine dacă nu a mințit nimeni. Eu cunosc adevărul. Care adevăr? Al tău? Al tuturor. Al tău. Nu, Ligi. Al tău.
Ligi, eu n-am o etichetă de mincinos aici. Da, am fața un trecut mea de om mincinos ca să tu să pui la îndoială. Ba, eu îți spun foarte la îndoială. Pentru că ceea ce spui acum e o foarte, foarte mare mincină. Păi oricum e greu să spun că asta ar însemna că într-adevăr sunt un mincinos. Pentru doată mine ce am nu am mințit pentru tine, nimeni de aici. Doată ce am mințit pentru tine, e logică. Acum aș veni și zice ce am zis atunci, nu se mai aplică. Să pentru mine nu a mințit nimeni și dacă tot s-a mințit atât de mult pentru mine, aș vrea să aibă curajul să le spun aici, acum. Chiar aș vrea să aibă curajul să le spună. Dar nu, nu mai a, da, Marius, pentru că lași niște lucruri foarte urât de insinuat și mă deranjează și n-ai respect absolut deloc. Ba, dacă tot nu mai ai respect de față de mine, aș vrea să dăm cărțile pe față. Le dau când vreau eu, cum zici tu, când vreau eu să le dau. Da, bine. Repet, mă bucur foarte mult că săptămâna trecută mi s-a întâmplat tot ceea ce mi s-a întâmplat, pentru că am început să văd adevăratele fețe ale oamenilor din casa asta. Mie îmi pare mie rău că eu am acceptat să stau lângă asemenea oameni în perioada de lungă. Dacă tu ai acceptat, îmi pare mie rău că eu am acceptat să trăiesc într-un anturaj cu tine. Minciunile Andreei te-au îndepărtat de ea? Adică faptul că ea a mințit pentru... Nu, că dacă a mințit Andreea, a mințit și eu. Eu nu știu cu ce să mint fi mințit. Acum aș vrea să mă raportez... Stric la Andreea. Andreea, dragă, cu ce ai mințit tu despre mine? Aș vrea să știu. Ce să-ți spun eu? Cu ce ai mințit tu pentru mine? Că am înțeles de la băiatul ăsta că te-ai mințit foarte mult pentru mine. Foarte mult. Cu ce ați mințit voi pentru mine? Cei ce ați fost în anturajul meu? Cu ce? Chiar aș vrea să știu. Cu ce s-a mințit pentru mine? Nu înțeleg. Chiar nu înțeleg. Eu, din câte știu, n-am mințit nimeni cu absolut nimic despre mine. Să mă scoată pe mine, să mă ajute pe mine să ies din ceva. Absolut nimic nu s-a mințit și nu înțeleg de ce lucrurile astea. Dacă e ceva cu ce a trebuit voi să mințiți, vă rog din toată inima să fiți sinceri și să spuneți acum aici. Pentru că e foarte urât ceea ce se face în momentul ăsta, e foarte urât. Nu știu, ori vrea să-mi distrugă ceea ce mi-am creat eu până în momentul ăsta și cred că mai mult ca sigur că ăsta e planul. Nu, atât ți-ai creat, ai spus cu vorba ta, tu ți-ai creat da, mi-am creat. Nu, asta e părerea ta, măi, omule. Aici trebuie să fii natural, să te pui pe scaun. E strict părerea ta. Nu trebuie să crezi nimic. E strict părerea ta. Nu mă interesează părerea ta. Aici, păi tu ai folosit cuvântul creat. Nu, aici trebuie să vii să te pui pe scaun. Da, mi-am creat o imagine. Prin ceea ce sunt, mi-am creat o imagine. Falsă. Nu vorbi tu la adresa mea, că nu ești mătrână. Cum să nu vorbesc? Păi dacă am vorbit cu tine afară și în casă... Păi tu minți foarte mult la adresa mea și cred că ar fi caz să te oprești. Deloc. Cred că ar fi caz să te oprești. Deloc. Bine, ar trebui să fii sincer, în primul rând cu tine și după aceea să pretinzi de la alții. Cum este Ligi în afară? Vorba lui Filip, opus. Da, sărăcuții de ei. Noi suntem oameni buni doar din gură, sunt un om bun. Eu e ușor să spui din gură, sunt un om bun. Lasă, că nu trebuie să vezi tu dacă sunt un om bun. Și dacă n-ai văzut până acum. Eu vorbesc doar pe ce am văzut, eu nu vorbesc pe ce mi-au spus alții. Urât că spui lucrurile astea, dar uite că nu mă cobor la nivelul ăsta. Să fac ce faci. Când un om îmi spune o părere, nu mă cobor la nivelul ăsta. Nu înseamnă că e urât. Nu mă cobor la nivelul ăsta, chiar. Niciun nivel, eu n-am coborât nivelul discuției. Indiferent ce o să aduci, orice minciună o să aduci aici, chiar nu vreau să mă cobor la nivelul tău. Crede-mă că niciodată n-am mințit. Nu, pe mine nu mă doare deloc ceea ce se întâmplă acum. Mi se deschid ochii foarte tare. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles! Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.